Știri de Brașov este cel de-al 15-lea ziar online din rețeaua Presa Bună, care a pornit astăzi la drum. Practic, cu acest ziar marcăm o bornă importantă în dezvoltarea proiectului nostru. E important că mai puțin de un an am reușit să deschidem atâtea ediții, nici nu ne-am grăbit, am și fost împiedicați de absența unor jurnaliști în anumite zone, dar le-a aranjat Dumnezeu pe toate. Ziarul online Știri de Brașov are ca redactor șef pe Simona Suciu, o jurnalistă foarte experimentată ce provine din rețeaua Adevărul. În această perioadă a avut loc și o întâlnire a reprezentanților produselor media din rețeaua Presa Bună. A fost și un moment important pentru că la 15 ediții am decis să organizăm la Cluj un training timp de o săptămână cu toți oamenii din teritoriu. Teritoriul înseamnă că nu sunt corespondenții noștri, ci colegii noștri. Și am avut foarte multe clipe importante de foarte multe momente de echipă, dar și foarte multe momente de training profesional, de la chestii absolut specifice meserie noastre până la probleme de etică sau de tehnică. Rețeaua Presa Bună este un proiect unic în România care va fi o pepinieră de subiecte pentru noul post de știri național NCN, a mai declarat patronul grupului media Liviu Alexa.